Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și astăzi vom porni un experiment menit să stabilească o legătură între apă, lumină, fertilizare și alge. Vom folosi 6 recipiente în care vom pune diferite tipuri de apă. Apă de osmoză remineralizată, cu și fără fertilizant, apă de la robinet, cu și fără fertilizant și apă scoasă dintr-un acvariu neplantat, dar stabil. Evident, cu și fără fertilizant. All-in-One Elixir este fertilizantul de la Denerle pe care l-am folosit în ultima perioadă și am avut rezultate bune cu el. Îl vom folosi și astăzi în experimentul nostru pentru că are în componență toate micro- și macroelementele esențiale. Vom expune recipientele cu apă la lumină folosind o fotoperioadă obișnuită pentru acvariu, respectiv 8 ore pe zi. Lampa TwinStar RGB este o alegere potrivită deoarece are o intensitate luminoasă puternică și un spectru de culori complet. Vom folosi capace pentru a împiedica evaporarea excesivă, însă le vom găuri pentru a asigura aerarea. După apariția diferențelor majore între recipiente, vom reveni cu rezultatele și concluziile acestui experiment. Noi știm care va fi finalul experimentului și suntem siguri că și voi îl intuiți. Însă ar fi mai bine să avem și demonstrația practică a teoriei. Au trecut 10 zile de la startul acestui experiment și e timpul să vedem rezultatele și apoi să le interpretăm. În primul recipient am avut apă de osmoză remineralizată și fertilizant. Nicio urmă de algă. Situația este la fel și în al doilea recipient, în care am avut aceeași apă de osmoză remineralizată, dar de data aceasta fără fertilizant. În al treilea recipient am avut apă de la rețea și fertilizant. În al patrulea recipient am avut doar apă de la rețea. Câteva alge în ambele. În al cincilea recipient am avut apă aspirată dintr-un acvariu și fertilizant. O mulțime de alge sunt prezente, atât în apă cât și pe pereții recipientului. Situația este identică și în al șaselea recipient, unde am avut apă din acvariu, dar fără fertilizant. Și aici, algele se găsesc din abundență. Ce concluzii putem trage? Apa de osmoză remineralizată nu este un mediu propice pentru alge, indiferent dacă a avut fertilizant sau nu. Apa de la rețea a favorizat apariția algelor cu sau fără fertilizant prezent în masa ei. Aici însă, o mare steluță. Experimentul a fost făcut cu apă de la rețeaua de alimentare a Clujului. Buletinul de analiză a apei ne-a confirmat că apa are o calitate foarte bună. Calitatea apei poate să difere foarte mult de la o localitate la alta sau chiar în cadrul aceleiași locații de la o perioadă la alta. De exemplu, o problemă cu apa din Cluj este duritatea prea mică. O duritate mică nu provoacă alge în mod direct, însă unele plante vor suferi și își vor pierde frunzele, ceea ce va duce la o mărire a cantității materiei organice, precum în al cincilea și al șaselea recipient. Între apa de osmoză inversă remineralizată și apa de rețea prefer prima variantă, pentru că are o calitate excelentă, indiferent de localitate, perioada anului sau situații excepționale. O instalație de osmoză inversă are un preț accesibil și este foarte ușor de folosit. Sărurile de remineralizare, la fel. Dacă vreți să vedeți un video despre instalația de osmoză inversă, îl găsiți mai jos. Dacă doriți să folosiți apă de la rețea, ar fi bine să vă informați periodic asupra calității ei, consultând buletinul de analiză oferit de compania de apă din zona voastră. Vă amintesc că buletinul de analiză a apei este informație publică, legea obligă compania de apă să facă teste zilnic și să pună la dispoziția publicului rezultatele în mod gratuit. Mai departe, putem observa că apa din acvariu a fost un mediu foarte propice pentru dezvoltarea algelor. În fiecare din cele două recipiente, cantitatea de alge este impresionantă și, dacă ar fi prezent într-un acvariu într-o asemenea densitate, am putea spune liniștiți că acvariul este compromis. Diferența dintre apa de osmoză remineralizată, cea de la rețea și cea luată din acvariu, este cantitatea de materie organică. Apa din acvariu are în ea substanțe complexe, cum ar fi glucoza, zaharuri simpli sau complexi, aminoacizi, proteine. Lista este foarte lungă și vom regăsi în ea zeci de substanțe cu care algele se vor hrăni foarte ușor. Aceste substanțe organice provin din dejecțiile peștilor, hrana neconsumată,
metabolismul viețuitoarelor, precum și din descompunerea plantelor, dacă acestea sunt prezente în acvariu. Înainte de a trece mai departe, e foarte util de menționat că sporii de alge se găsesc în aer, în apă, pe suprafețe. Este imposibil să găsim un mediu în care sporii de alge să nu fie prezenți. În acvariul din care am luat apă, nu existau alge, deoarece lumina era prea slabă pentru fotosinteză. Așadar, e puțin probabil ca în recipientul al cincelea și în cel de al șaselea să fie avut o concentrație mai mare de spori. Lumina nu contribuie direct la apariția algelor, dovadă fiind faptul că în apa de osmoză inversă remineralizată nu există nicio urmă. Pe durata întregului experiment, lumina a avut o intensitate foarte mare. Totuși, lumina este un factor care accelerează dezvoltarea algelor. În sprijinul acestei afirmații, vă reamintesc că în acvariul din care s-a luat apă nu existau alge, deoarece intensitatea luminoasă era prea mică pentru a putea susține fotosinteza. Totuși, odată ce apa a fost expusă unei lumini intense, algele au explodat. Fertilizarea urmează același tipar ca și lumina. În apa de osmoză inversă, remineralizată, și în apa de rețea nu au existat diferențe generate de prezența fertilizantului în apă. Putem deduce că fertilizantul nu provoacă alge în mod direct. Dar cum putem folosi practic aceste informații? Cea mai evidentă concluzie este că schimburile de apă sunt bune și vor avea întotdeauna efect în lupta împotriva algelor. Cu cât vom avea mai puțină materie organică dizolvată în apă, cu atât vom avea mai puține alge. Schimburile de apă diluează semnificativ această materie organică și mută parametrii mai aproape de valorile ideale. O altă metodă de a reduce cantitatea de materie organică încă dinainte de a se forma este aspirarea detritusului din acvariu, hrănirea viețuitoarelor în mod echilibrat și întreținerea plantelor. Părțile plantelor care prezintă carențe și imperfecțiuni trebuie îndepărtate pentru că oricum nu-și vor mai reveni, ci doar se vor descompune și vor împiedica planta să-și canalizeze energia exclusiv spre dezvoltarea țesuturilor noi. Fertilizarea trebuie făcută temeinic, tocmai pentru a preveni distrugerea plantelor și poluarea apei cu nutrienți folositori algelor. Fertilizarea nu trebuie redusă nici măcar în perioadele în care se încearcă eradicarea algelor. În loc să diminuați fertilizarea, mai bine reduceți lumina atât ca intensitate cât și ca durată. O echipă de curățenie formată din pești, melci și creveți mâncători de alge vor oferi un ajutor în prevenirea apariției algelor, însă nu vor opri o invazie declanșată de lipsa de mentenanță. Dacă doriți să preveniți algele sau vă aflați deja într-un război împotriva lor, nu uitați cele mai importante măsuri. Schimburile de apă folosind o apă de cât mai bună calitate, mentenanța cât mai deasă și făcută temeinic, echipa de curățenie, controlul luminii, ajustarea adiției de CO2 dacă există, întreținerea regulată a plantelor, hrănirea echilibrată a viețuitoarelor, o filtrare bună și o circulație a apei corespunzătoare. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul nostru pentru a putea vedea și filmele care vor urma. Apreciem foarte mult interesul vostru pentru munca pe care o facem noi aici. Pe data viitoare! Mai zic o dată, da? Nu.